Azi, 24 februarie 1815, faraonul își încheie călătoria făcută pe ruta Smirna, Triest, Neapole. Intrăm în Marsilia cu pânzele întinse. Domnule Dantes, din porta e stopată. Ne vine în întâmpinare. Mulțumesc. Dumneata, ești Dantes. Ne v-am găsit, domnule Morel. Bună ziua, dragul. Da. Ce este? Ce s-a întâmplat? Ce tristețe asta pe bord? O mare nenorocire, domnule Morel. Ce anume? O mare nenorocire, mai ales pentru mine. În dreptul citei vechi, l-am pierdut pe bravul capitan Leclerc. Ce i s-a întâmplat? A murit de friguri în chinuri groasnice. I-am făcut funerare de puternic. Se odihnește acum înfășurat într-un hamac cu o gheara de 36 la picioare și cu una la cap în dreptul insulei El Giglio. Îi aducem văduvii sale crucea de onoare și spada de furtuni. Meritat totuși ca după 10 ani de război împotriva englezilor să moară omenește în patul lui. Ei, ce vrei, domnule Edmond, suntem cu toți muritori. Așa sunt făcute lucrurile. Unii se nasc, alții mor. Dar de moment ce dumneata mă asigur că încărcătura... Este în perfectă stare, vă garantez. Din călătoria aceasta veți obține un beneficiu de cel puțin 25.000 de franci. Și acum, vă rog să mă iertați, trebuie să iau măsurile pentru acostare și să pun vasul în dorină. De altfel, iată pe domnul Danglar, contabilul dumneavoastră, care vă va da toate informațiile dorite. Domnule Morel, ați aflat despre nenorocirea care ne-a lovit, nu-i așa? Da. Bietul capitan Leclerc era un om cum se cade și de ispravă. Ah, și mai ales un marinar excelent, îmbătrânit între cer și apă, așa cum stă bine unui om însărcinat în interesele unei firme de importanța casei Morel. Cred totuși că nu e nevoie să fie cineva un marinar atât de bătrân, precum spui dumneata Danglar, pentru a-și cunoaște bine meseria. Nu. Ia, privește-l pe prietenul nostru Edmond, vezi? E un om care meseria sa nu așteaptă sfatul nimănui. Da, în privința asta nu-mi cabe îndoială. De-abia închis capitanul ochii și el a și luat comanda fără să consulte pe nimeni. Și ca rezultat, în loc să venim de-a dreptul la Marsilia, ne-a făcut să pierdem o zi și jumătate ca să trecem pe la insula Elba. Dantes! Eu n-am face puțin, te rog. Mergați, domnule, sunt la dumneavoastră într-o clipă. Rende pânze! Vedeți? Pe cuvântul meu se și crede, capitan. Și este. Da, dar fără semnătura dumneavoastră și a cu asociatului dumneavoastră. Dar la urma urmii, de ce nu l-am lăsat în postul acesta, domnule Danglar? E adevărat că nu are decât 19 ani, dar mi se pare priceput și experimentat. Dantes, vreau să te întreb de ce te-ai oprit în insula Elba. Trebuia să îndeplinesc ultima poruncă a capitanului Leclerc. Murind, capitanul mi-a încredințat un pachet pentru marele mareșal Bertrand. Și? Ne ierți puțin, domnule Danglar. Vă rog, domnule Morel. Da, mă rog. L-ai văzut tot mult? Pe cine? Pe marele mareșal? Da. Și cum îi merge împăratului? Bine, după câte mi-am putut da seama. Cum? L-ai văzut? Ai vorbit cu el? Da. Adică, el mi-a vorbit, domnule. Și ce ți-a spus? M-a întrebat despre vas, despre data când vom fi la Marsilia, despre încărcătură. Cred că era dispus să cumpere vasul. Când i-am spus că aparține casei Morel și fiul, a spus... Aha, o cunosc. Morelii sunt armatori din tată în fiu. Iar un Morel a servit în același regiment cu mine pe când mă aflam în garnizoană la Valencia. Dar e adevărat. E vorba despre Policar Morel, unchiul meu. El a fost camarad de armă cu tânărul locotenent Napoleon Bonaparte. Ascultă, Dantes, da? Să-i spui unchiului meu că împăratul și-a amintit de el. O să vezi că o să plângă de bucurie. Ai făcut bine că ai respectat instrucțiunile capitanului Leclerc, cu toate că dacă s-ar afla că ai predat un pachet mareșalului, ai văzut că împăratul lucrul te-a compromite, dragul. Să nu uităm că pe tronul Franței stă Ludovic al XVIII, iar Napoleon e deportat și considerat uzurpatorul cel mai primejdios. De ce să mă compromită, domnule? Eu nu știam ce conține pachetul, iar împăratul nu mi-a pus decât întrebările pe care le-a fi pus primului venit. Ei, da, iată că sosește inspecția sanitară și vama.
Vă rog să mă iertați. Te rog, Dantes. Ah, aici erai, domnule Danglars. Da, v-am așteptat, domnule Morel. Se pare mi așa că Dantes s-a justificat cum trebuie acostarea lui la Porto Ferraio. Admirabil, scumpe domn Danglars. Da, la cu atât mai bine. E întotdeauna neplăcut să vezi că un camarad nu-și face cum se cuvine datoria. Dantes și-a făcut datoria și nu-i se poate reproșa nimic. Mm-hmm. Capitanul Leclerc i-a ordonat popasul acela. Aha. Pentru că veni vorba, nu v-a predat o scrisoare a capitanului? Cine? Dantes? Mie? Nu. De ce? Avea vreo scrisoare? Credeam că în afară de pachet capitanul Leclerc i-a încredințat o scrisoare. Dar despre ce pachet vorbești, domnule Danglars? Despre cel pe care Dantes l-a depus la Porto Ferraio. Mm-hmm. Dar de unde știi dumneata că avea de depus un pachet la Porto Ferraio? Treceam pe dinaintea ușii întredeschisă a capitanului și l-am văzut încredințându-i Dantes pachetul și scrisoarea. Mm-hmm. Nu mi-a vorbit nimic despre așa ceva. Dar dacă are vreo scrisoare, mi-o va da. În cazul acesta, domnule Morel, vă rog să nu-i pomeniți nimic lui Dantes. No, poate m-am înșelat. No. Acum permiteți-mi să mă retrag. La revedere, dragă Dantes. Dantes, ai terminat? Nu. Am dat bani și lor lisa mărfurilor noastre. Nu mai ai nicio treabă, te-ai? Nu? Totul e în ordine. Atunci, să coborâm împreună. Cu plăcere. Și acum, dragă Edmond, dacă nu sunt indiscret, ce planuri ai? Vă mărturisesc că arde nerăbdare să-l văd pe bunul meu până. Înțeleg. Și pe urmă? Pe urmă, nu știu cum să vă spun. Lasă că știu eu, ștrângarule. Pe când nunta? Oh, domnule Morel, de vreme ce cunoașteți secretul, da? Atunci, pe curând. Hei, Catus! L-ai văzut? Și ți-a pomenit ceva despre nădejdea lui că va fi numit capitan? Vorbește ca și cum ar fi deja. Răbdare, cred că se cam grăbește. Se pare că postul acesta i-a fost făgăduit de domnul Morel. Și totuși, dacă vrem noi, va rămâne ceea ce este. Ba poate va deveni mai puțin decât este. Ce spui? Nimic. Vorbesc cu mine singur. Dar ia spune-mi, e tot îndrăgostit de frumoasa catalană? De Mercedes? E îndrăgostit până peste urechi. Acum s-a dus la ea. Da. Dar urmă înșel eu, ori amicul nostru va avea scaipă neplăcere. Vorbește mai lămurit. Da, la ce bun. E mai important decât îți închipui. Tu nu ții la Dantes, nu? Trebuie să-ți spun, nu mă dau un vânt după el. Îi merge prea bine și în curând n-o să mai dea nici bună ziua. Ce sunt eu? Un biet croitor, un cărpaci. Iar dumnealui, capitan, pe faraon. Catrus, ia spune-mi, ce știi tu cu privire la catalană? Nu știu nimic, sigur. Am văzut însă unele lucruri care îmi dau de gând. Ce ai văzut? Hai, spune odată. Am văzut că de câte ori vine la oraș Mercedes, e însoțită de un vlejgan cu ochii negri. Catalan și el, ea îl numește vărul meu. Și crezi că vărul ăsta îi face curte? Ce drap. Flăcău are 21 de ani, iar fata 17. Și n-o slăbește niciun pas. Cred că mai încape vă îndoială. Și spui că Dantes s-a dus în suburbia catalanelor? Au coborât acum câteva minute. Ei, ce-ar fi dacă mergem într-acolo și noi? Am oprit la cărcimeoara aceea din colț, am bea un pahar cu vin și am așteptat noutăți. Și cine o să ni le dea? E chiar Dantes. O să vedem pe chipul lui ce anume s-a întâmplat. Haide, da,
Tu plătești. Se înțelege, se înțelege. Așa, iubitul Dangler, să mai ciocrim o sticlă. Hai, da. Hei, Pamfile, încă una. Aici, repede. Văd, amice Cadrus, că ai rămas la fel de credincios lui Bacchus. Ei, ia stai. Văd bine sau am întrecut măsura? Dar tânărul acela care fuge ca un smintit de eterna? Hei, catalanule! Încă așa de grăbit! Păi nu vii să dai bună ziua unor prieteni? Hei, Fernan! Te hotărăști? Da. Hei! Bună ziua, domnilor! Bună ziua! M-ați chemat, mi se pare. Da, te-am chemat pentru că alergai ca un apucat și mi-a fost teamă să nu te arunci în mare. Ce dracu! Vrei să spun ceva? Semene al naibii cu corpul păcălit de vulpe. Cadrus, Cadrus, termină cu glumele tale proaste. Un flăcău ca el nu poate fi nenorocit în dragoste. Și totuși, Mercedes, îl iubește pe el. Așa? Și atunci, pe când nu? Ea nu e încă făcută. Nu, da, se va face. Așa cum e sigur că Dantez va fi capitanul faraonului. Nu e așa, Daglar? Hai, hai, de Cadrus, mai bine umpli paharele să bem pentru Edmond Dantez, soțul frumoasei catalane. Da, nu e așa. Bravo, da. Și zi... Vă să zic că o iubești pe Mercedes, a? Ca un nebun. Da, da, de mult. De când am cunoscut-o. Și stai aici smulcându-ți părul în loc să cauți leacul? Ce vrei să fac? Știu și eu. Ce e treaba mea? Eu cred că nu eu sunt îndrăgostit de domnișoara Mercedes, a? Caută, spune Evanghelia, și vei găsi. Găsise, da, ce? Voiam să-l înjunghi pe Dantez. Dar ea mi-a spus că dacă îi se întâmplă ceva logodnicul ei, își va pune capăt zilelor. Lucrurile astea se spun, dar nu se fac. Nu o cunosc pe Mercedes, domnul. De vreme ce a zis o vorbă, înseamnă că așa va face. Dar mai înainte ca Mercedes să moară, voi muri eu. Uite, pentru a te scoate din încurcătură, este de ajuns ca Dantez să nu se însoare cu fata pe care o iubești. Da. Și cred că nunta poate foarte bine să nu mai aibă loc fără ca Dantez să moară. Da, da, numai moartea îți va despărți. Prietene, prietene, absența desparte tot atât de bine ca și moartea. Închipuiește-ți că între Edmond și Mercedes ar fi zidurile unei închisori. Da. Ei vor fi la fel de departe unul de celălalt, ca și cum între dânsii s-ar afla lespedea unui mormânt. Adevărat, adevărat, dacă aș putea, dar nu văd niciun mijloc. Căutându-l cu luarea minte, am putea să-l găsim. Doar pentru ce dracu mă amestec eu. La urma urmei, ce-mi pasă mie? Nu știu dacă îți pasă sau nu, dar ceea ce știu e că ai pe semne un motiv să-l urăști pe Dantez. Cine urăște nu se înșală asupra simțămintelor celorlalți. Aha, nu ești prost, prietene, nu ești prost. Totuși, te asigur că n-am nimic cu Dantez. Te-am văzut nenorocit și... mi s-a făcut milă de dumneata. Asta-i tot. Spune-mi ce trebuie să fac. La urma urmei, puțin îmi pasă ce-i între voi. Învață-mă ce să fac și voi executa întocmai. Ascultă-mă bine. Da, da. Dacă s-ar găsi cineva... L-am invitat să-ți oprim un pahar cu prilejul fericitului eveniment. Și totuși, drag Edmond, am impresia că nu ești prea vesel. Adevărul e că în momentul acesta sunt prea fericit ca să fiu vesel. Bucuria produce uneori un efect ciudat. Ea îmi năbușe, ca și durerea.
Nu cumva se teamă de ceva? Mi se pare din potrivă că totul merge precum doare. Tocmai asta mă înspăimânt. Mie mi se pare că omul nu e făcut să fie fericit cu atâta ușurință. Fericirea e ca palatele acelea din basme, păzite de balaur. Trebuie să lupți pentru a o cuceri. Iar eu, la drept vorbind, nu știu cu ce a meritat fericirea de a fi soțul lui Mercedes. Soțul, soțul. Stai, capitane, sărbătorii mi se pare deocamdată locotna. Pe legea mea nu face să mă desmințiți pentru atât de puțin lucru. Mercedes nu e încă soția mea, adevărat. Dar peste un ceas și jumătate va fi. Peste un ceas? Cum peste un ceas? Da, prieteni, grație domnului Morel, omul căruia după tatăl meu îi sunt cel mai îndatorat, toate greutățile au fost înlăturate. Am achitat strigările, iar la ora 2:30, primarul din Marsilia ne așteaptă să ne cunune. Așadar, ceea ce noi luăm drept ospăț de locotnă, e un ospăț de nuntă. Fiți pe pace, nu o să pierdeți nimic. Mâine dimineață plec la Paris. 4 zile încolo, 4 zile înapoi, o zi ca să îndeplinesc o datorire de conștiință, iar la 1 martie voi fi înapoi. Prin urmare, la 2 martie, adevăratul ospăț de nuntă. Ei, dar cred că e timpul să plecăm. În numele legii. Dar ce este, domnule comisar? E vorba, desigur, de o greșeală. Domnule Morel, dacă este o greșeală, fiți sigur că ea va fi repede îndreptată. Până una alta, sunt purtătorul unui mandat de arestare. Și, deși am o misiune destul de neplăcută, sunt totuși dator să o îndeplinesc. Cine dintre dumneavoastră, domnilor, se numește Edmond Dantes? Eu sunt, domnule. Ce doriți? Edmond Dantes. În numele legii, te arestez. Mă arestați? Dar pentru ce? Nu știu, domnule. Veți afla la interogatoriu. Te rog să mă urmezi. De procuror regal e la el în birou? Da, domnule. Domnul de Villefort vă așteaptă. Domnule substitut, ordinul a fost îndeplinit. Plicul acesta sigilat a fost găsit în cabina sa pe bordul corâbii faraon. Bine, pune-l pe masă. Să se introducă arestatul. Prea bine, domnule. Cine ești dumneata și cum te cheamă? Mă numesc Edmond Dantes. Sunt secund pe bordul vasului faraonul, care aparține domnilor Morel și fiul. Vârsta dumitare? 19 ani. Da. Ce făceai în momentul când ai fost arestat? Mă aflam la ospățul logodnei mele, domnule. Continuă, te rog. Ce vrei să continui? Să luminezi justiția. Să-mi spună justiția asupra cărui punct vrea să fie luminată și îi voi spune tot ce știu. O științez numai că nu știu mare lucru. Ai servit sub uzurpator? Urma să fiu încorporat în marina militară când a căzut. Se spune că opiniile dumitale politice sunt extremiste. Opiniile mele politice, domnule? Mi-e aproape rușine să spun, dar eu nu am avut niciodată ceea ce se cheamă opinie politică. Sunt în vârstă de 19 ani, după cum am avut onoarea să vă spun. Nu știu nimic. Nu sunt destinat să joc niciun rol. Puținul care sunt și voi fi, dacă mi se acordă locul pe care îl râvnesc, îl voi datora domnului Morel. De aceea toate opiniile mele se marginesc doar la 3 sentimente. Îl iubesc pe părintele meu, da. Îl respect pe domnul Morel și o ador pe Mercedes. Iată, domnule, tot ce pot să vă spun. Vedeți că e prea puțin interesant pentru justiție. Bine, dacă e vorba de o eroare, voi fi fericit să te înapoiez logodnicii dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule. Spune-mi, ai ceva dușmani personali? Dușmani? La bordul faraonului mă bucur de prietenie și stima tuturor marinarilor. Ei, totuși, în lume sunt mulți oameni invidioși.
Vei fi numit capitan la 19 ani, ceea ce e un post înalt în meseria dumita. Te vei însura cu o femeie frumoasă care te iubește, ceea ce e un noroc rar pe pământ. Poate că ambele preferințe ale destinului ți-au creat niscaiva invidioși. Da, aveți dreptate. De bună seamă îi cunoașteți pe oameni mai bine decât mine. Dar dacă invidioși aceștia se găsesc printre prietenii mei, vă declar că prefer să nu-i cunosc pentru a nu fi silit să-i urăsc. Faci rău, domnule. Trebuie totdeauna, pe cât ți-e cu putință, să știi pe cine ai în jurul dubitat. Da. Îmi par un tânăr vrednic. Și pentru dumneata mă voi abate de la regulile obișnuite ale justiției și te voi ajuta să vezi limpede, arătându-ți denunțul care te aduce la mine. Iată hârtia acuzatoare. Recunoști scrisul? Nu, domnule, nu-l recunosc. E prefăcut și totuși destul de natural. În orice caz, l-a scris o mână iscusită. Da. Mă bucur că am de-a face cu un om ca dumneavoastră, căci, într-adevăr, invidiosul acesta mi este cu siguranță dușman. Da. Și acum, hai, domnule, spune-mi sincer așa, de la om la om, ce e adevărat în acuzația aceasta anonimă? Totul și nimic, domnule. Iată adevărul curat. Pe onoarea mea de marinar, pe iubirea mea pentru Mercedes, pe viața părintelui meu. Vorbește, domnule. Să vedeți. Plecând din Neapole, capitanul Leclerc s-a îmbolnăvit. Neavând medic pe bord, situația i s-a înrăutățit și simțindu-și sfârșitul, m-a chemat lângă el și m-a cerut să mă opresc neapărat la insula Elba să-l caut pe marele mareșal care îmi va da o scrisoare. Ceea ce am făcut, socotind o datorie de conștiință față de fostul meu comandant. Ceea ce îmi spui pare a fi adevărat. Iar dacă ești vinovat, e din imprudență. Dar încă imprudența aceasta era legitimată de ordinele comandantului dumitare. Predă-ne scrisoarea pe care ai primit-o pe insula Elba și te vei putea întoarce acasă. Așadar sunt liber, domnule. Da. Dar dă-mi scrisoarea. Trebuie să fie în fața dumneavoastră. Cred că recunosc plicul acesta de pe birou. Ah, da? Bine. Așteaptă puțin. Cui era adresată? Domnule Noirtier, strada Coqueron, Paris. Ce destin! Și scrisoarea asta să cadă în mâinile mele. Noirtier. Noirtier. Îl cunoașteți? Nu! Un servitor al regelui. Nu-i cunoaște pe conspiratori. E vorba deci de o conspirație? În orice caz, domnule, v-am spus, nu aveam habar de conținutul de peșe pe care o purta. Da, dar știi numele celui a căruia era adresat. Pentru a-i preda persoane, trebuia să-l știu. Și n-ai arătat nimănui scrisoarea? Nimănui, domnule, pe cuvânt de onoare. Și spui că nu știi ce conține? Repet pe onoarea mea că nu știu. Ce fiți? Să fiți rău? Vreți să chem pe cineva? Nu, domnule, nu te mișca! Eu dau ordine aici, nu dumneata. Domnule, mă gândeam să vă vin în ajutor atât dacă... Nu am nici o amețeală trecătoare. Ocupă-te de dumneata, nu de mine. Dar bine, domnule, dar... Va fi necesar să fii interogat. Așa că nu pot, precum nădăjduiam la început, să te pun în libertate numai decât. Sunt dator să mă consult și cu judecătorul de instrucție. Deocamdată, ai văzut în ce fel m-am purtat cu dumneata. O, da, domnule, vă mulțumesc. Ați fost pentru mine un adevărat prieten. Bine, bine. Am să caut să te țin prizonier cât mai puțin cu putință. Principala dovadă care există împotriva dumitale este scrisoarea aceasta. Și uite ce fac cu ea. O pun pe foc. O distrug. Oh, dumneavoastră sunteți mai mult decât justiția. Sunteți bunătatea personificată. E acum înțelegi că după un astfel de act poți să ai încredere în mine. Hola, domnule, porunciți și vă voi respecta ordinele. Nu, nu ordine vreau să-ți dau, ci sfat. Spuneți, mă voi conforma ca unor ordine. Am să te țin până diseară aici, în Palatul Justiției. Poate că va veni și altcineva să-ți ia interogator. Spune-i tot ce mi-ai spus și mie, dar... niciun cuvânt despre scrisoare. Vă făgăduiesc, domnule. Numai scrisoarea aceasta ai avut-o? Numai. Jură. Jur.
Urmează-l pe domn. Tu, Doamne, Doamne, iată o hârtie care ar fi putut să mă zvârle în prăpastie. Ei, da, ia stai. Scrisoarea care venea să mă piardă îmi va putea cu siguranță aduce noroc. Dar pentru aceasta sunt necesare două condiții. Regele să audă, iar prizonierul să tacă. Din scrisoarea găsită asupra lui Dantes, substitutul de procuror aflase despre intenția lui Napoleon de a reveni în Franța cu ajutorul comitetelor bonapartiste conspirative. Ce putea fi dar mai de folos unui credincios slujitor al regelui decât a-i comunica acestuia prețioasa informație? Nu departe de Marsilia, în largul mării, pe insulă stâncoasă, se ridică o fortăreață temută. Este vestită închisoare If, mută și surdă ca un mormânt. Vă spun drept, domnule guvernator, că mie personal mi se par de-a dreptul inutile aceste turnee de inspecție. Haideți să ne facem meseria până la capăt. Să coborâm până la carcere. Așteptați să trimitem măcar după doi oameni. Prizonierii săvârșesc uneori chiar din silă de viață și pentru a fi condamnați la moarte inutile acte de deznădejde. Ați putea fi victima unui astfel de act? Bine, bine, bine. Luați atunci măsurile necesare. Garda de pe culoarul 6! Să trimită imediat doi oameni. Am încredere, domnule guvernator! De bună seamă. De cât timp e aici? De aproape un an de zile. Și a fost băgat la carcere din momentul intrării? Nu, doar după ce a încercat să-l omoare pe gardianul însărcinat cu aducerea hranii. A vrut să-l omoare pe gardian? Încipuiți-vă, domnule. În cazul acesta ar fi trebuit să faceți o plângere împotriva lui. Inutil, domnule inspector. Este îndeajuns de pedepsit și așa. De-alminter, acum e aproape de nebunie și mai mult ca sigur că până într-un an va fi nebun de-a binele. Atunci cu atât mai bine pentru el. Aveți dreptate, domnule. Reflexia dumneavoastră dovedește că a studiat profund natura umană. Astfel avem în carcera cu numărul 27, care nu e despărțită de aceasta decât de vreo 20 de picioare, un bătrân abate italian, care se află aici de vreo 5 ani. Prin 1813 însă s-a cam strângit. E mai bine să-l vedeți pe el decât pe acesta. Nebunia lui este amuzantă. Are o nebunie ciudată. Se crede posesorul unei comori imense. În primul an a oferit guvernului 1 milion dacă va fi pus în libertate. În al doilea an 2 milioane. În al treilea an 3 milioane. Și așa mai departe. O să vedeți, domnule inspector. Acum e în al 5-lea an de captivitate. Vă va cere să vă vorbească în secret și... Îmi va oferi 5 milioane. Și cum îl cheamă pe milionarul vostru? Abatele Faria. Bine, bine. Voi trece și pe la el. Deschideți aici la 34. Nu pare atât de fioros. Cum te cheamă? Edmond Dantes. Te rog să fii scurt. În rezumat, ce cer? O, domnule, întreb ce crimă am săvârșit. Cer să mi se dea judecător. Cer deschiderea procesului meu. Cer în sfârșit să mă împușcați dacă sunt vinovat. Iar dacă nu, să mă puneți în libertate. Fie vă milă de mine, domnule.
Cereți pentru mine nu indulgența, ci asprimea, nu grațierea, ci judecata. Bine, bine. Voi examina dosarul dumitare. Oh, atunci sunt liber, sunt salvat. Cine te-a arestat? Domnul de Villefort, vorbiți cu el și vă veți convinge. Domnul de Villefort nu mai e de mult la Marsilia. A fost mutat la Toulouse. Oh, atunci nu mă mai mire. Singurul meu protector a fost îndepărtat. Domnul de Villefort avea un motiv de ură împotriva dumitare? Nu, niciunul, domnule. Ba chiar a fost binevoitor cu mine. Aș putea să mă încred în notele pe care le-ai inclus în dosarul dumitare? Pe deplin, domnule. Bine. Atunci așteaptă. Ce părere ai, domnule guvernator? Nu e nicio speranță. Cunosc bine dosarul nefericitului. Și ce scrie în el? Edmond Dantès, bonapartist înverșunat, a luat parte activă la întoarcerea uzurpatorului din insula Elba. A se ține în cel mai mare secret și cea mai strictă supraveghere. A să zic așa? Și cine semnează această caracterizare? Substitutul de procuror regal, domnul de Villefort. Hai, 34! Te-am adus zeama și pâinea. Ei, ce? Iar ai căzut în melancolie? Cât a trecut de când a fost domnul inspector general Tres? Păi vreo 6 luni. Vă să zic, nimic. Nimic, puiule. Nimic? E liniștit. O să mai treacă încă de 6 ori 6 luni. Și tot nimic. Ești, călătule, ești! Până nu trăbăiesc capul. Ești! Noi cu neputință. Zidurile acestea n-ar putea fi urnite nici de un titan. E o închipuire a minții mele slăbite, poate bolnave. Am început să vorbesc singur, ca nebuni. Și totuși nu. Aud limpede. Aud limpede. Aici. Și un piciorul tatălui meu. Cine ești tu care vorbești tu unul singur? Aud un om vorbind. Te rog. Te rog, vorbește, omule. Măcar că vocea dumitale m-a speriat. Cine ești? Cine ești tu? Un prizonier nenorocit. Numărul 34. Eu? Cât numărul? 27. Lămurește-mă. La ce înălțime e crăpătura din zid prin care vorbim? Din felul în care se aud glasul, pare că nu ești prea departe de mine. Deschizătura e la suprafața pământului. Vin. Astupă cu grijă crăpătura. Așteaptă vești de la mine. Când îți voi da de veste, scoate piatra. Scoate piatra de sub piciorul patului. Deschizătura răspunde în tunelul să poate mine. Bine, bine, așa voi face. Nu ai unelte?
Am lucrat cu coada cămii, în care mi-a dus temnicerul Zeama. Dar dumneata, dumneata ai un elf? Mi-am făcut câteva. În afară de o pilă, uite, uite, am tot ce-mi trebuie. Talcă, clește, pârghie. Și din ce l-ai făcut? Din stinghiile de fier ale patului meu. Dar pentru asta ai avut nevoie de o voință supraomenească. Dumneata ești mai tare decât cei tari. Vrei să-mi spui cum te numești? Sunt abatele Faria. Și de ce ești închis? Eu? Pentru că am visat o Italie unită, un stat puternic, centralizat, în nouă adunătură de mici regate tiranice și slabe. Mi-am expus părerile într-o lucrare istorică de mari proporții. Da, dușmanii m-au vândut și iată. Da, da, da. Spune-mi, nu ești dumneata preotul care e socotit bolnav? Care e socotit nebun, vrei să spui, nu-i așa? Nu, nu îndrăzneam. Da, 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 eu sunt cel care e crezut nebun. Eu i-am uz de atâta vreme. Da, să vorbim despre altceva. Da, da, ce părere ai despre uneltele mele, ha? Și apoi săpară subteranii n-a fost singura mea îndeletnicire în tot acest timp. Dar ce făcea? Da? Scriam, studiam. Cum? Se dau hârtie, condeie, cerneală? Nu, dar îmi fac singur. Îți faci singur hârtie și celelalte? Da, da. Drept hârtie îmi servesc cârpele rupte din cămăși. Am născocit un preparat care face cârpa netedă ca pergament. Va să zic că ești chimist? Oarecum, oarecum. L-am cunoscut pe la Voastie și sunt prieten cu Cavani. Dar dacă nu ți s-au dat condeie, cu ce-i scris? Mi-am făcut condeie. Aș putea spune mai bune decât cele obișnuite, dintr-o materie necunoscută. Cartilajele capetelor de pește, cele se servesc uneori în zilele de post. Dar cerneala, cu ce ți-ai făcut cerneala? În carcera mea a fost cândva o sobă. Uite, uite, hornul a fost astupat, firește, la câtva timp după sosirea mea. Dar ani de zile se făcuse aici focul. Hornul era căptușit cu furingină. Topesc funingina în porția de vin care mi se dă în fiecare duminică și asta îmi furnizează o cerneală excelentă. De altfel, iată, iată și alte unelte pe care mi le-am făcut de-a lungul anilor. Uite, uite, uite un ac de prosut din os de pește, o scară din fâșii de pânză împletită. Iată un cuțit ascuțit ca un preci. Dar ce-i cu dumneata? Ce-ai rămas așa pe gânduri? Cum? Da, mă gândesc în primul rând la inteligența enormă pe care ai cheltuit-o aici în captivitate, la lucrurile uriașe pe care fără îndoială le-ai fi realizat fiind liber. Dumneata care ai o cultură atât de vastă, cunoști istorie, literatură, chimie, nenumărate limbi străine. O, ce fericire pentru dumneata că ești atât de învățat. Ia, spuneai că te gândești la două lucruri. Da. Care e cel de-al doilea? Mă gândeam la viața mea. S-a bătut asupra o mare nenorocire pe care n-am meritat-o. Da. Așadar, te socoți nevinovat de faptul care ți se impută. Absolut nevinovat. O jur de fericire a ființelor care îmi sunt dragi. Părintele meu și Mercedes. Știi ceva? Spune-mi povestea dumneata. Poate te voi ajuta să pătrunzi taina condamnării dumneata. Da. Bine. Bine. Și acum să analizăm lucrurile. Da.
urma să fii numit capitanul faraonului. Da. Avea cineva interes ca dumneata să nu devii capitanul faraonului? Nu, eram foarte iubit de bord. Dacă mateloții ar fi putut să aleagă un conducător, sunt sigur că m-ar fi ales pe mine. Un singur om avea oarecare motive să-mi poarte pică. Avusesem câtva timp înainte o ceartă cu el și îi propusesem îndoiel pe care l-a refuzat. Aha. Cum se numea omul acela? Danglar. Da, ce era el pe bord? Agent contabil. Dacă devineai capitan, l-ai fi ținut la postul lui? Nu, dacă lucrul ar fi depins de mine, căci mi s-a părut că văd oarecare neregulă în socoterile lui. Aha. Acum ascultă-mă. Adună-ți toate amintirile și spune-mi, cum era conceput denunțul? Îl simt bine minte. Repetă-mi-l. Iată-l textual. Domnul procuror regal este înștiințat de un prieten al tronului și al religiei că numitul Edmond Dantes, secundul vasului faraonul, a fost însărcinat de Murat cu un pachet pentru uzurpator, fiind de uzurpator cu o scrisoare pentru comitetul bonapartist la Paris. Se va avea dovada crimei sale arestându-l, căci veți găsi scrisoarea la el sau în cabina sa pe bordul faraonului. Trebuie să fi avut inima tare, naivă și bună pentru locul. Crezi? O, dar ar fi o mare mărșărie. Cum era scrisul obișnuit al lui Danglars? Un scris s-a plecat. Cum era scrisul scrisorii anonime? Un scris răsturnat. Aha, dar să zic că contrafăcut. Bine, mai departe. Avea cineva interesul ca dumneata să nu te însori cu Mercedes? Da, un tânăr care o iubea. Cum îl chema? Fernand. E un nume spaniol? Era catalan. Crezi că el era capabil să scrie scrisoarea? Nu, nu, el mi-a fi dat o lovitură de cuțit, atât, atât. Da, e în firea spaniolă un asasinat. O lașitate însă, da. Nu? Dar minte, Fernand nu avea habar de toate amănuntele cuprinse în denunț. Păi atunci e Danglar. Acum sunt sigur. Așteaptă. Danglar îl cunoștea pe Fernand? Nu. Ba da, stai, mi-amintesc că i-am văzut odată împreună. Era cu două zile înainte de căsătoria mea. I-am zărit într-o cârciumă, era cu ei și un vecin de-al meu. Nu ar fi deloc exclus ca Danglar să-l fi folosit ca unealtă. Da, să știi că așa s-a și întâmplat. Dar un lucru însă nu pot să-l înțeleg. De ce n-am fost interogat decât o singură dată? De ce nu mi s-au dat judecător? Și cum de am fost condamnat fără judecată? Asta e ceva mai grav. Justiția are căi sumbre și misterioase. Va trebui în această privință să-mi dai indicațiile cele mai precise. Haide, întreabă-mă, căci dumneata vezi mai limpede de viața mea decât mine însumi. Cine te-a interogat? Procurorul regal? Substitutul? Judecătorul de instrucție? Substitutul. Era tânăr sau bătrân? Tânăr, 27 sau 28 de ani. Da, nu e corupt încă, dar ambițios. Cum s-a purtat cu dumneata? Mai degrabă blând decât sever. I-ai povestit totul. Totul? Și felul lui de a se purta s-a schimbat în cursul interogatorului. O clipă purtarea lui s-a schimbat când a citit scrisoarea care mă compromitea. Părea copleșit parcă de nenorocirea mea. De nenorocirea dumitale? Da. Și ești sigur că el deplângea nenorocirea dumitale? Mi-a dat cel puțin o mare dovadă a simpatiei sale. Anume? Ar singura piesă care mă putea compromite. Care? Denunțul? Nu, scrisoarea. Situația se schimbă. Omul acesta ar putea să fie o făptură mult mai mărșavă decât îți închipui. Scrisoarea, spui. Purtarea a fost prea sublimă ca să fie naturală. Crezi? Sunt sigur. Cui era adresată scrisoarea? Domnului Noirtier, strada Coqueron, numărul 13, Paris. Pot să presupui că substitutul dumitale avea vreun interes ca scrisoarea să dispară? Știu și eu. E drept că Maseliță făgăduiesc în două sau trei rânduri, în interesul meu, spunea el, că nu voi vorbi nimănui de scrisoarea aceasta și m-a pus să jur că nu voi pronunța numele scris pe adresă.
Noartier? Am cunoscut un Noartier la curtea fostei regine a Etruriei. Un Noartier care fusese girondin sub Revoluție. Cum îl chema pe substitutul dumitale? De Villefort. Ce s-a întâmplat? E bine, totul e acum pentru mine mai clar decât raza asta străvezie și luminoasă. Bietul meu copil, cinstitul furnizor al căleului te-a pus să juri că nu vei pronunța niciodată numele de Noirier. Da. Sărman orb, știi cine era acest Noirier? L-am cunoscut bine, pe Noirier de Villefort. E bine, Noirier era tatăl simpaticului substitut de procuror care te-a interogat. Treceau zilele și nopțile. Vara lua locul primăverii și toamna se schimba în iarnă. Treceau anii. Cei doi întemnițați puneau la cale tot felul de planuri de evadare, dar de fiecare dată prilejul nu părea de ajuns de nimerit. Între timp, Edmond nu și rosea vremea în zadar. Sorbea cu nesaț din comorile științei pe care îi le transmitea bătrânul abate. Și cu fiecare zi, fostul marinar devenea mai stăpân pe tainele naturii și a sufletului omenesc. Literatura și artele îi deveniră familiare și învățase mai multe limbi străine. Într-una din zile, când Edmond venise ca de obicei prin galeria subterană în celula abatelui, îl găsi pe acesta pradă febrei. Ce e? Ce s-a întâmplat? Bine că ai venit, prieten. Am să-ți înmânez un document pe care am putut să-l salvez și care îți va dovedi că nu ai urez. Un document? Da, ascultă. Cunoști insula Monte Cristo? Da, am trecut deseori pe lângă ea. E situată între insula Corsica și Elba. Exact. E o insulă cu desăvârșire pustie. Exact. O îngrămădire de stânci în mijlocul mării. Da. Ei bine, aici, în această insulă, se află uriașul tezaur al cardinalului Cezar Spada. Cezar Spada? Ucis de Borgia. Eu am fost ani îndelungați secretarul lui Cezar Spada. Da. După moartea cardinalului, am găsit acest document. Uite, citește-l bine. Învață-l pe din afară, literă cu literă. Desigur, am să-l învăț, literă cu literă. Evadează. Am să-i evadez. Tu trebuie să-i zbutești. Da, mă izbutești. Ești tânăr, capabil. Ai să îndeplinești. Desigur. Ceea ce eu... Nu. Edmond, fiul meu. Adio. Nu. Adio. Nu. Edmond rămase iarăși singur. Singur în mormântul acesta rece. Gânduri amare frământau mintea. Uneori se gândea să se despartă și el de viață. Dar anii nenumărați petrecuți alături de bătrânul înțelept nu trecuseră în zadar. Acum, când bunul fare îi deschisese ochii asupra lumii, viața îl chema cu și mai multă putere înapoi. Un gând îi încolți în minte cu puterea deznădejdii. Trebuie să evadeze. Trebuie. Dar cum? Și iată că un plan i se păru destul de bun pentru a fi încercat.
va lua locul abaterii Faria din giulgiul în care era acum cusut. Păstrând asupra lui cuțitul, va putea ieși cu ușurință din sac și, ridicând pământul proaspăt aruncat asupra mortului, să fugă din cimitir. Edmond își adună tot curajul și, după ce l-a dus pe defunct în celula sa, îi lua locul, cusându-se pe dinăuntru cu ajutorul unui actinos de pește. Acum puteau să vină cioclii. Acum, să caut una potrivită. Hai să-i spăvim repede cu el. L-ai legat? Da, și încă vine, garantez. Atunci la drum, că nu mai e de față. Proastă vreme! Nu e bine să te afli pe mare noaptea asta! Da, da, abatere e primește să se unde! Ei, bravo! Am ajuns! Da, mai departe, mai departe! E bine că ultimul a rămas în drum zdrobit de stânci! Așa e! Da. Să mai înaintăm, că iar o să ne certe guvernatorul! Da. Da. Gata! Hai! Hai! Una! Două! Trei! Edmond nu știuse că cimitirul închisorii If era mare. Când se simți aruncat în gol, într-o fulgerare înțelese ce l-așteaptă. Pietroiul legat de picioare îl prăvălea cu putere spre fundul apelor. Dar Edmond nu era dintre oamenii care să-și piardă ușor cumpătul. Cu lovitură de cuțit, sfârșie sacul și într-o secundă reteză frânghia cu care era legat pietroiul de picioare. Noaptea trecută am naufragiat pe aici pasul acela maltez care l-am întâlnit. Ce crezi, Jacob? Așa e, capitan. Da. L-am văzut și eu spărâmături. Da. Sunt stânci pe aici. Noroc că vasul nostru e ceva mai solid. E și ca niște contrabandiști cu experiență, cunoaștem bine cu asta. Parcă se aude ceva. Strigă cineva. Om la apă, capitan. Uite-l acolo, punctul acela. Desprinde-te lupa. Ia-l-te, Giacomo, cu tine! Hai, 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 repede! Giacomo, hai, 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 hai! Curaj! Venit! Giacomo! Da? Dă sticla cu rom! Așa, profesor, așa! Mulțumesc! Cine ești, dumneata? De cel puțin 24 de ore ești în apă. Sunt un marinar maltez. Veneam de prin Siracuza. Încărcasem vin și panolin. Vigilia azi noapte ne-a zdrobit de stânci. Mi se pare că sunt singurul rămas în viață. Vă mulțumesc. Eram pierdut. Când te-am apucat de păr și te-am scos, pe legea mea, stam pe gânduri. Cu barba dumitale de 6 cozi lungime și cu chica de 1 metru, păreai mai curând un tâlhar decât un om de treabă. Da, asta e din pricina unui jurământ pe care l-am făcut într-un moment de primejdie. De 10 ani n-am să-mi tai nici păr, nici barba. Jurământul se încheie astăzi și era să mă nec tocmai în ziua aniversării. Ce facem acum cu dumneata? Ce veți vrea? Corabioara pe care mă aflam era. E pierdut. Capitanul mort. Precum vedeți, am scăpat, dar cu desăvârșire gol. Din fericire, sunt un matelot destul de bun. Lepădase-mă în primul port unde se poposi
Încep să găsesc de lucru pe vreun vas comercial. Cunoști Mediterana? Navighez pe ea de pe când eram copil. Cunoști locurile prielnice pentru acostare? Sunt puține porturi în care se nu pot intra și ieși cu ochii închiși. Ce-ar fi să ne mântuim? Da, am să vorbesc cu capitanul. Tot avem nevoie noi de un loc. Sigur, numai să fii în stare să-ți ții făgăduiala. Voi face chiar mai mult decât am făgăduit. Oare! Oare! În ciuda celor 14 ani petrecuți în închisoare, Edmond nu-și pierduse iscusința sa de marinar. Mateloții de pe corabia corsicană îndrăgiră repede pe bărbatul acesta îndrăzneț, cu fața palidă, cu ochii pătrunzători, în care nimeni n-ar mai fi putut recunoaște pe tânărul de 19 ani ce trebuia să devină capitanul faraonului și soțul frumoasei Mercedes. Cu un prilej, când vasul corsicanilor se opri în mica insulă Monte Cristo, Edmond reuși să se convingă că bătrânul Faria nu mințise. Indicațiile din documentul cardinalului Spada îl conduseră pe Dantes la ascunzătoarea în care găsi o ladă plină cu aur și pietre prețioase. Curând, Edmond își lua rămas bun de la foștii săi tovarăși, care de atunci nu-l mai reîntâlniră niciodată. De altfel, din clipa aceea, Edmond Dantes... Dar ce s-a întâmplat cu el? Și cum vă spuneam, domnule, dacă ați venit după bani, lucrurile stau cam prost. Domnul Morel e înglodat în datorii până în gât. Și de mult a început să meargă prost? Ei, cam de mult, de pe vremea restaurației. Domnul Morel a fost persecutat multă vreme pentru că se zbătuse să scoată din închisoare un marinar de-al său. Da, a avut mari neplăceri. Bunul domn Morel, aceeași inimă de aur. A spus ceva, domnule? Nu. Te rog să mă conduci la el. Bine, domnule. Domnișoară Iulia, domnul Morel este în cabinetul domnii sale, nu-i așa? Da, cel puțin așa cred. Vezi mai întâi Cocles și pe urmă anunță-l pe domnul. Ar fi inutil să mă anunțe, domnișoară. Domnul Morel nu-mi cunoaște numele. Spuneți-i doar că sunt funcționarul domnilor Thompson și French din Roma, cu care casa părintelui dumneavoastră este în legătură de afaceri. Bine, domnule. Poftiți, domnule. Mulțumesc. Ați dorit să-mi vorbiți? Da, domnule. Știți din partea cui viu? Da. Mi-a spus Cocles. Iată pentru ce am venit. Casa Thompson și French avea deplasat în Franța 300,000 sau 400,000 de franci. Cunoscând riguroasa punctualitate a casei Morel, m-a însărcinat să strâng toate hârtiile purtând semnătura dumneavoastră și pe măsură ce ele ajung la scadență să le încasez și să dau o nouă întrebințare fondurilor. Așadar, aveți poliții scălite de mine. Da, domnule, pentru o sumă destul de însemnată. Pentru ce sumă? În total, 287,000 de franci. Dar vorbiți-mi sincer, ca între oameni de onoare, veți plăti polițiile acestea cu aceeași punctualitate? Întrebarea aceasta pusă cu sinceritate trebuie să capete un răspuns sincer. Da, domnule. Voi plăti dacă, precum nădăjduiesc, vasul meu va sosi cu bine. Întoarcerea faraonului îmi va reda creditul pe care naufragile celorlalte vase ale mele mi l-au răpit. Dacă însă, din nenorocire, faraonul, ultima resursă pe care contez, nu vine... Ei bine, dacă această ultimă resursă nu vine... E bine, atunci... Prin urmare, dacă speranța aceasta se spulberă... Sunt pierdut, domnule. Pierdut cu desăvârșire. Dar când venem la dumneavoastră, intra în portul vas. Știu, domnule, am aflat. Și nu este al dumneavoastră? Nu, e o navă din Bordeaux, Gironde.
Vine și ea din India, dar nu este a mea. Poate că știe ceva despre soarta faraonului și va aduce vreo veste. Domnule, vă spun drept, mă tem aproape tot atât de mult de a afla vești despre vasul meu, ca și de a rămâne în nesiguranță. Nesiguranță, cel puțin, îți îngăduie o nădejde, știți? Întârzierea nu este firească. Faraonul a plecat din Calcuta la 5 februarie. Ar fi trebuit să fie aici de mai bine de o lună. Da. Ce e asta? Hei, da. Dar ce e asta? Ce semnează zgomotul acesta? Doamne, dar ce mai fi? Doamne, ce e? Tată, iartă-mă. Iartă-mă că ți-aduc o veste rea. Tată, tată, curaj. Așadar, faraonul a pierit. Da, tată. Și echipajul? E salvat. Salvat de Gironda din Bordeaux. O, soartă, îți mulțumesc măcar pentru asta. Vieții mei marinari, ce oameni de ispravă! Au făcut totul, totul ca să salveze bătrâna navă. A fost însă o furtună înspăimântătoare. Copila mea, acum lasă-mă puțin, te rog. Am de vorbit cu Daniel. Bine, tată. Domnule, ați văzut totul? Ați auzit totul? Așa că nu mai am ce să vă spun. Am văzut că vi s-a întâmplat o nouă nenorocire nemeritată. Știți, m-am gândit că am putea găsi o soluție. Cum? Nu vă înțeleg. Eu sunt unul dintre principalii dumneavoastră creditori, nu-i așa? Sunteți cel puțin acela care posede valorile cu cea mai scurtă scadență. Doriți un termen pentru a-mi plăti? Un termen? Bine, domnule, dar un termen ar putea să-mi salveze onoarea și ca atare viața. Cât timp aveți nevoie? 2 luni. Vă acord 3. Oh. Suntem azi în 5 iunie. Schimbați-mi toate creanțele pentru 5 septembrie, iar în ziua de 5 septembrie, orele 11 dimineață, mă voi prezenta la dumneavoastră. Nu vă spun drept, nu știu cum să vă mulțumesc. Vă voi aștepta, domnule, și veți fi plătit. Alminter, voi fi mult. Poftim creanțe. Și vă mulțumesc încă o dată, domnule. Vă rog, pe aici. Da. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Bună ziua, domnule. Domnișoară? O, domnule, ați venit într-o zi atât de grea pentru tata. Nu pot decât să regret acest lucru, domnișoară. Dar nu vă pierdeți nădejdea. De altfel și dumneavoastră, domnișoară, puteți face ceva pentru tatăl vostru. Eu? Aș fi gata să fac orice. Bine. Atunci ascultați-mă. Veți primi într-o zi o scrisoare semnată Simbad Marinarul. Vă rog să vă conformați în tocmai celor cuprinse în ea. Bine, domnule. Îmi făgăduiți? Dacă spuneți că e pentru binele tatălui meu, vă jur. Atunci l-am înțeles. Rămâneți cu bine, domnișoară. Și iată că cele 3 luni au trecut fără ca situația să se schimbe câtuși de puțin. Bătrânul armator căzuse în cea mai adâncă apatie și nu mai ieșea cu zilele din biroul său. Îngrijorată, Iulia îi scrisese lui Maximilian, fratele ei, să vină de urgență acasă. Maximilian, care era ofițer într-o garnizoană îndepărtată, obținu convoire și veni cu prima diligență la Marsilia. Era ziua de 5 septembrie. Maximilian ajunsese la timp. Tată! Tată! Oh, da. Cum arăți? De ce înseamnă pistoalele astea pe masă? Maximilian, tu ești un bărbat cu simțul onoarei și hai să mă înțelegi. Astăzi, la ora 11, voi fi un om dezonorat. Cum? Se apropie scadența și sunt în imposibilitate să plătesc. Nu, și ai făcut totul pentru ca să preîntâmpine norocirea, tată? Da. Nu contezi pe nicio încasare? Pe niciuna. Ai epuizat toate resursele, tată? Toate. Înseamnă că peste o jumătate de ceas
Numele nostru va fi dezonorat. Sângele spală dezonoarea, Maximilian. Ai dreptate, tată, te înțeleg. Așadar, un pistol e pentru dumneata, iar celălalt pentru mine. O, nesăbuitule, dar de mama și de sora ta, cine va avea grijă? Gândește, tată, încerc să trăiesc. Da, ești dator. Tu ești puternic, capabil, nu-ți poruncesc, dar te rog să gândești cu sânge rece. Altă cale nu există. Știi bine că nu e vina mea. Știu, tată. Ești omul cel mai cinstit pe care l-am cunoscut vreodată. Binecuvântează-mă, tată. Fii binecuvântat, fiul meu. Și acum lasă-mă, te rog. Dumneavoastră sunteți domnișoara Iulia Morel? Da, domnule. Ce dorești? Nu te cunosc. Citiți această scrisoare. Scrisoare? Ce scrisoare? E vorba de salvarea părintelui dumneavoastră. Dă-mi-o! Duceți-vă numai decât în strada Meilan. Intrați în casa numărul 15. Cereți portărâsii cheia camerii de la catul al cincilea. Intrați în cameră, luați de pe cămin o pungă de mătase roșie și duceți-o părintelui dumneavoastră. E necesar să o capete înainte de orele 11. Vă reamintesc făgăduiala. Trebuie să ascultați orbește. Simbad marinarul! Ei, dar unde e omul? A dispărut? Să fug, nu nici o clipă de pierdut! M-ați chemat, domnule Morel? Da, bunul meu Cocles. Peste 10 minute se va prezenta mandatarul casei Thompson și French. Vei avea grijă să-i plătești. Este singurul creditor pe care îl voi putea plăti din ultimii mei bani. Față de felul în care s-a comportat, este o datorie sfântă. Da, domnule. Bine, Cocles. Atunci rămâi în anticameră și când domnul acela va veni să mă anunți. Prea bine, domnule. Tată! Tată! Tată, ești salvat! Salvat? Salvat, copila mea, ce vrei? S-a salvat, uite, uite, tată! Dar ce e cu puiul ăsta? Nu înțeleg. Nu, uite, am găsit dinăuntru polița de 287.000 de franci. Cum? I-a chitat? Da, uite nu și se asta! Poate. Ce e asta? Un diamant? Da, tată! Oh, dar n-am găsit de când sunt un diamant de mărimea asta. Da, tată! Uite, uite, citește ce scrie în biletul ăsta, tată. Ce scrie? Zestă Iulie. Bine, dar... Bine, tată! Ce faraonul, tată, faraonul! Ce semnalat faraonul, domnule Morel? Dar ce faraon? Dar veniți-vă în fire. Știți bine că s-a scufundat. Doar ați fost de față când am vorbit cu echipajul. Tată, poate e o minune. Dar iată, privește. Unde? E la fereastră. E faraonul, tată, faraonul. Dar cu e cu arabia mea! Faraonul! Faraonul! Doar un om stătea deoparte și privea spectacolul acesta neobișnuit. Fața era luminată de un zâmbet blând. Fii fericit, suflet nobil. Fii binecuvântat pentru binele pe care mi l-ai făcut. Recunoștința mea îți dăruiește acest nou faraon construit a idoma celui vechi. Adi. Și omul în care Morel ar fi recunoscut pe mandatarul casei Thompson și French, iar noi un marinar de pe o corabie corsicană, își aruncă privirea spre căsuța aceea modestă din apropierea portului în care murise de mizerie și durere bătrânul tată al lui Edmond Dantès. Omul oftă îndurerat. Apoi trăsăturile feței îi se năspriră. Și acum, la Paris, mai avem și alt soi de polițe de plătit. Paris.
domnul conte Fernand de Morcerf dă un bal în palatul său. Domnul procuror regal de Villefort. Domnul baron Danglars cu doamna. Doamna barona Danglars, fiți binevenit în casa părintelui meu. Ce faci, Albert? O cauți pe fica mea? Într-adevăr, nu cumva ați avut cruzimea să nu ne-o aduceți? Liniștește-te. S-a întâlnit cu domnișoara de Villefort și vin împreună. Ah, da, uite-le. A, da. Dar, ia spune-mi... Da, dumneavoastră, pe cine căutați? Nu cumva contele de Monte Cristo lipsește în seara aceasta? 17. Ce vrei să spui? Că totul e în ordine și că sunteți a 17-a persoană care pune aceeași întrebare. Stă bine, contele. Felicitările mele. Nici nu e de mirare, viconte. Monte Cristo e un personaj atât de misterios și încântător. Da. Tot Parisul nu vorbește decât despre felul în care te-a scos pe dumneata din mâinile britanților, din catacombele Romei. Într-adevăr, e o aventură uluitoare și totuși adevărată. De bună seamă, dacă n-ar fi fost contele, astăzi nu m-aș mai fi bucurat de balul acesta. Spune-mi, Albert, ai fost ieri la operă? Nu. El a fost... Adevărat? Și s-a produs cu vreo nouă originalitate? Nici că se putea altfel. După dansul spaniol, a prins un inel minunat în buchetul de flori și l-a aruncat fermecătoarei dansatoare, care a apărut în actul al treilea, în cinstea lui, cu inelul pe deget. Oh, dar tot nu mi-ai spus. Vom avea plăcerea să-l vedem astăzi pe conte? Desigur, doamnă. Contele întotdeauna punctual. Oh. Încă nu este ora nouă. Vă rog să mă iertați. Mă duc să o salut pe doamna de Villefort. Bine, Albert, bine. Doamnă? Mă prind că știu ce o să-mi spuneți, doamnă. Serios? Da. Mă veți întreba dacă domnul conte de Monte Cristo a venit sau va veni. Domnul conte de Monte Cristo. Domnul conte. Punctual ca întotdeauna. Am impresia că e un defect. Ați văzut-o pe mama? Am avut onoarea să salut. Dar nu l-am zărit pe părintele dumitale. Uite-l. Discută în grupul acela mic de mari celebrități. Dar iată ne-a zărit. Domnul conte! Domnul conte este binevenit printre noi. Țin să vă exprim încă o dată toată recunoștința pentru salvarea fiului nostru din mâna briganților. Nu merită să vorbim despre asta, domnule Morcerf. A fost o simplă întâmplare. Oricine putea să-l răscumpere de viconte. Hazardul m-a ales pe mine. Eu vreau, conte, să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a mă invita în casa unui bărbat ale cărui merite îi egalează faima și cu care norocul nu a greșit. Dar nu s-a găsit până acum pentru dumneavoastră un baston de mareșal? Oh, domnule conte, am părăsit armata, numit pere sub restaurație, am luat parte la prima campanie și am servit sub ordinele mareșalului Bourmont. Puteam ce-i drept să capăt și bastonul de mareșal, da. Am lepădat spada și m-am lansat în politică și în afaceri. Nu pot decât să vă admir. Nobil de casă mare, posedând o frumoasă avere, dumneavoastră a ținut să vă câștigați primele grade ca simplu soldat. E un lucru foarte rar. Apoi devenit general, pair de Franța, comandor al legiunii de onoare, consimțiți să reîncepeți o a doua menire fără altă nădejde, fără altă răsplată decât aceea de a fi într-o zi folositor semenilor dumneavoastră. O, domnule, fapta aceasta e cu adevărat frumoasă. Mai mult decât atât, e sublim. Da. Vă mulțumesc, conte, mă măguliți. Domnule conte, vă poftiște, doamna. Mă iertați. Ah, iată pe bancherul bancherilor. Oh, ce faceți, baroane? De ce-mi spui baron? Știi bine că nu țin la titlul meu. Nu sunt ca dumneata viconte. Dumneata, ții la titlul pe care îl ai, nu-i așa? Desigur. Dacă n-aș fi viconte, n-aș mai fi nimic. În timp ce dumneata poți să sacrifici titlul de baron,
că-și vei rămâne milionar. Titlu care trebuie să recunoști cel mai frumos dintre toate. Dar din nefericire nu poate fi cineva milionar pe viață, așa cum este baron sau mareșal. Ca dovadă, milionarii Frank și Dulman din Frankfurt, care au dat faliment. Cum? Adevărat? Da. Am primit aseară știrea printr-un curier. Aveam depus la ei 1 milion. Se pare că o oarecare casă, Thomson și Friend din Roma, le-a cumpărat toate polițele și le-a cerut onorarea la scadență. Dar ce? Ce ai, baroane? Te simți rău? Da, adică nu. Nu sunt pierdut. Aveam depus la ei cea mai mare parte din capital. Nu mi se pare că e foarte cald aici, conte? Eu mă duc puțin în grădină. Iată și pe mama, conte. Eu îl însoțesc pe baron. Am impresia că nu se simte bine. Bună seara, domnule conte. Respectele mele, doamnă contesă. Mă întovărășiți în grădină? Cu plăcere. Dar știți unde vă duc? Nu, doamnă, dar vedeți? Nu opun nicio rezistență. La sera aceea din capătul alei. Cu ce? E adevărat că ați călătorit și ați suferit mult. Da, doamnă, am suferit mult. Dar acum sunteți fericit. Fără îndoială, căci nu m-aude nimeni plângându-mă. Nu sunteți căsătorit? Eu? Căsătorit? A cine v-a putut spune asta? Nu, mi s-a spus, da. Ați fost văzut în mai multe rânduri, însoțind la operă o tânără foarte frumoasă. E o sclavă pe care am răscumpărat-o de la Constantinopol. E fica unei căpetenii albaneze ce căzuse în robia sultanului. Am făcut-o fica mea, neavând altă afecțiune. Sunteți așadar singuri? Da, doamnă. N-am pe nimeni. Dar cum puteți trăi singur, fără nimic care să dea căldură vieții? Nu este vina mea, doamnă. La Malta am iubit o fată și era să o iau de soție când a izbucnit războiul și m-a smuls departe de ea ca un vârtej. Mi se păruse că ea mă iubește îndeajuns pentru a mă aștepta. Când am revenit, se măritase. Aceasta este povestea oricărui bărbat care a trecut prin vârsta de 20 de ani. Și ați mai văzut-o pe femeia aceea? Nu, niciodată. Niciodată? Și ați iertat-o pentru că v-a făcut să suferiți? Pe ea? Da. A, numai pe ea. Îi dușmăniți, va să zică, pe cei care v-au despărțit de ea? Mamă! Da? Mamă! Da! Mamă! Albert! Și cu tine! Par tulburat! Tata a primit o invitație. A fost citat în fața Consiliului de Onoare al Perilor. Nu se poate! E învinuit de trădare! O, Doamne! Dacă vă stânjenesc, eu... Dimpotrivă, conte, rămâneți! Vă socotesc, dacă nu părintele meu, cel puțin un prieten și un sfătuitor. Față de dumneata n-am niciun secret. E bine, conte. Tatăl meu e victima unei calomnii. Într-adevăr, parcă am auzit ceva despre o afacere care nu face cinste presei noastre. Adevărat. Gazeta Imparțială a înserat în coloanele sale un articol infam, în care se spune cum cetatea Aninei ar fi fost predată turcilor prin trădare de un ofițer francez, care instruia trupele lui Alic Tibelin căpetenia grecilor răsculați. Și? Și că acel ofițer francez ar fi numit Fernando Mondengo, actualmente conte de Morset. Ce ticăloșie! La ce vă referiți, domnule conte? La notița calomnioasă, bineînțeles. Oh, dacă aș ști cine e calomniatorul, mi-aș încrucișa spada cu el. Nu te pripi, prietene. Sunt sigur că adevărul va ieși la lumină. Îți mulțumesc, conte. Albert, ia-l pe domnul conte și întorceți-vă în salon. L-am reținut prea mult aici. Sunt sigură că ceilalți oaspeți nu-mi vor ierta că l-am acaparat. Vă pot oferi brațul? Doamnă contesă. Nu, mulțumesc. Eu voi mai zăbovi câteva clipe. Vino, conte. Da, să mergem. Omul acesta. Ochi. Glasul acesta. Nu e cu putință să mă înșel.
un singur om mă privea astfel. Consiliul Perilor hotărâse așadar să-l cheme pe contele Fernand de Morcerf în fața sa pentru explicații. Iată de ce, domnule conte, socotim necesar să ne dați explicații. Convingerea noastră este că e vorba de o calomnie. Așteptăm cu toții ca dumneavoastră să dovediți acest lucru și vom avea grijă ca să vi se restabilească buna dumneavoastră reputație. Domnule președinte, domnilor Per, unui atac de natura acestuia trebuie să-i răspunzi printr-un trăsnet nimicitor. Domnule președinte, o scrisoare de un coace. Vă ascult, domnule conte. Priviți, domnilor, vă pun la dispoziție aceste scrisori ale lui Altibelind, care vă vor dovedi de câtă cinstire și încredere mă bucuram. Iată împuternicirea de a trata numele său cu sultanul. Iată inelul, semnul de comandă pe care mi l-a dat pentru a putea intra la el la orice oră din zi sau din noapte. Din nefericire, tratativele cu poarta au ieșuat, iar la întoarcerea mea, Altibelind era mort. El mi-a arătat însă atâta încredere, încât a lăsat cu limbă de moarte ca eu să port de grijă soției și fiicei sale iubite. Și ce s-a întâmplat cu soția și fiica lui Ali? Din nefericire, când m-am înapoiat, dispăruseră. Aveți vreo idee, domnule conte, ce au devenit? Da, domnule, am auzit că au murit. Din pricina măhnirii și poate a mizeriei, nu eram bogat, așa că n-am avut mijloace să le caut, spre marele meu regret. Domnilor, ați urmărit explicațiile domnului conte. Domnule conte, puteți să ne indicați vreun martor în sprijinul relatării dumneavoastră? Oh, nu, domnule. Toți cei care au luat parte la evenimentele acelea sunt răspândiți în cine știe ce colțuri de lume sau morți. Singurele dovezi sunt cele pe care vi le-am pus la dispoziție. Și în afară de aceasta, am dovada cea mai convingătoare. Absența oricărei mărturii împotriva cuvântului meu de om cinstit și neprihănit și împotriva întregii mele vieți militare. Domnilor și dumneavoastră, domnule conte, nu vă veți supăra, mi-închipui, dând ascultare unui martor foarte important, după câte ne asigură el, și care s-a înfățișat singur. Un martor? Nu ne îndoim după cele ce ne-a spus contele, că martorul acesta va putea dovedi perfecta nevinovăție a colegului nostru. Iată scrisoarea pe care am primit-o în această privință. Doriți să vă fie citită sau trecem la vot? Domnule președinte, pot să furnizez comisiunii de anchetă, însărcinată să examineze conduita domnului locotenent general Conte de Morcerf în Epir și în Macedonia, informațiile cele mai precise. Eram la fața locului când Altibelind a murit. Am asistat la ultimile sale clipe. Știu ce au devenit soția și fiica lui. Stau la dispoziția comisiunii, ba chiar cer să mi se acorde cinstea de a fi audiat. Voi fi în sala de așteptare când veți primi acest bilet. Comisiunea e de părere să asculte acest martor? Da. Ușier, e cineva în sala de așteptare? Da, domnule președinte. Cine e? O femeie. Poftește-o înăuntru. Luați loc, vă rog. Vă mulțumesc, rămân în picioare. Doamnă, ați scris comisiunii că ați putea să ne dați informații în afacerea de la Ianina. Ați afirmat că ați fost martoră oculară a evenimentelor. Într-adevăr, am fost. Cu toate acestea, îngăduiți-mi să vă spun că erați foarte tânără pe atunci. E drept, aveam 4 ani. Deoarece însă evenimentele prezentau pentru mine o însemnătate deosebită, nici în amănunt nu a scăpat memoriei mele. Dar ce însemnătate aveau pentru dumneavoastră evenimentele acestea? Și cine sunteți? Mă numesc Haide. Și sunt fiica lui Altibelind.
Am fost martoră morții părintelui meu. Și cu contele? A pălit ca un mort. Cu ce puteți dovedi identitatea dumneavoastră? Poftim. Acesta este actul meu de naștere întocmit de părintele meu și semnat de ofițerii săi. Poftim și acest document. Este actul care dovedește că eu și mama mea am fost vândute negustorului de sclave El Cobâr de ofițerul francez care, în infama lui târguire cu poarta, își rezervase ca parte de pradă pe fica și soția lui Ali Tibelin, vânzându-le pentru suma de 1000 de pungi. Eu, El Cobâr, negustor de sclave și furnizor al înălțimii sale, recunosc că am primit pentru a preda sublimul împărat de la seniorul francez Conte de Monte Cristo un smaragd prețuit la 2000 de pungi ca preț pentru o tânără sclavă în vârstă de 11 ani cu numele de Haide, fica lui Ali Tibelin din Ianina, care mi-a fost vândută acum 7 ani odată cu mama ei, de către un colonel francez atașat pe lângă Ali Tibelin, cu numele de Fernand Mondengo. Sus zisa vânzare mi-a făcut-o pentru înălțimea sa sultanul în schimbul sumii de 1000 de pungi. Constantinopol, 1847, de la Hegira. Semnat El Cobâr. Actul poartă sigiliul imperial al sultanului. Domnule de Morcerf, recunoașteți prin cele declarate pe fica lui Ali Tibelin? Nu! Nu! E o urzeală a dușmanilor mei! Nu mă recunoști? Ei bine, din fericire, eu te recunosc. Ești Fernand Mondengo, ofițerul francez care instruia trupele părintelui meu. Tu ai predat cetatea Ianinei. Nu. Tu l-ai trădat pe tata. Tu ne-ai vândut pe mama și pe mine negustorului de sclave. Asasinule! 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 Ai încă pe frunte sângele părintelui meu. Domnule conte, cum arătați? Nu vă simțiți bine? Nu. Nu e nimic. Mi s-a înmânat un bilet pentru dumneavoastră. Un bilet? Un bilet? Ai mers din trădare în trădare, din infamie în infamie. Primește răsplata faptelor tale. Edmond Dantes. Domnilor, contele de Morcerf s-a împușcat! A doua zi după balul din palatul Morcerf, o doamnă îmbrăcată în negru putu fi văzută urcând treptele unei clădiri mohorâte cu ziduri cenușii. Doamna se strecură de-a lungul unor culoare și bătu la o anume ușă. Biroul procurorului regal. Îți mulțumesc, doamnă, că ai venit. Am primit biletul dumitale. Trebuie să-ți spun că sunt cam alarmată. Evenimentele din ultima vreme din familia mea mi-au strâncinat nervii. În special deficitul financiar dezastros al soțului meu. E multă vreme, doamnă, de când nu am avut fericirea de a vorbi singur cu dumneata. Presimțirile dumitale nu te înșală. Adună-ți tot curajul. Domnul judecător, cruță-mă! Judecător? Locul meu e pe banca acuzaților. Cum? Doamnă Danglar, trecutul nostru vinovat, pe vremea când dumneata erai frumoasa văduvă a marchizului Nargon, se ridică acum împotriva noastră. Dar spune-mi odată ce s-a întâmplat. E bine, copilul. Da. Copilul nostru. Ce? Despre el trebuie să-ți vorbesc. Copilul nostru? Ce vrei să spui? Ține-ți firea și ascultă-mă. Trebuie să afli totul. Îți amintește de noaptea cea de groază când s-a născut băiatul? Dumneata te zvârcolai între viață și moarte, iar eu, mai mult mort decât viu, am luat copilul
L-am pus într-o lădiță care urma să înlocuiască sicriul, apoi am coborât în grădină, am săpat o groapă și l-am îngropat repede. Și atunci s-a întâmplat nenorocirea. După câtea lui Bonaparte, condamnasem la spânzurătoare un partizan al său. Acesta era un corsican. Și pentru că am respins cererea de grațiere, fratele său mi-a declarat vendeta, adică răzbunare pe viață și pe moarte. Au trecut ani de zile, după care crezusem în naivitatea mea că împrejurările vieții m-au îndepărtat de primejdea răzbunării. Dar corsicanul m-a urmărit pas cu pas. Și iată că în noaptea aceea venise clipa nimerită pentru înfăptuirea jurământului său. Abia acoperisem cu pământ sicriul improvizat, când am văzut țâșnind o umbră și lucind un fulger. Am simțit o durere cumplită și strigătul îmi îngheță în gâtlej. Și pe urmă? Pe urmă m-am trezit din leșin. Din fericire, cuțitul corsicanului se lovise de o coastă și nu ne atinsese inima. M-am târât cu ultimele puteri. Camerista dumitale m-a pasat. Am pretextat un duel și am săcut mai multe luni până mi s-a vindecat rana. Trebuia să șterg, deci, mărturia acelei nopți lugubre. Și ce ai făcut? Într-o noapte am pătruns în grădină, am săpat în locul acela de lângă tulpina copacului. Și? N-am găsit nimic. Am înțeles că ucigașul crezuse că în lădiță se aflau lucruri de preț. De bună seamă că o desclopase și, văzându-i conținutul, a căutat să se descotorosească de el. Dar dacă cineva ar fi găsit cadavrul, l-ar fi depus la parchet. Rămânea deci de cercetat alternativa cealaltă. Copilul nu murise și asasinul îl salvase. Copilul meu era fiu? Da. Îngropat copilul de fiu? Eu... Nu erai sigur că pruncul meu e mort și l-ai îngropat tot? Deci, dacă pruncul fusese salvat, trebuia să-l caut la azilul de copii găsiți. Și într-adevăr, am aflat că noaptea aceea, noaptea de 27 septembrie, un copil fusese lăsat pe scările azilului. Era înfășurat într-o jumătate de prosop fin cu inițialele HN. Exact, exact. Toată rufăria poartă monograma mea, Hermina Nargon. Slavă Domnului! Copilul meu nu era mort. Nu, nu era mort. Și atunci unde-i? Unde-i? Cine știe? Baronul Danglars s-a trezit pe neașteptat în pragul falimentului. Fără să-și poată explica ghinionul care se ținuse în ultimul timp pas cu pas de el, înțelese că trebuie să dispară cât mai repede dacă vrea să salveze ceva din banii pe care mai avea. Cum poseda un pașaport, nu mai zăbovi nicio clipă și-și lua tălpășița spre Italia, unde se grăbi să încaseze un cec în valoare de 5 milioane franci la banca Thomson și French. Dar iată că, după ce părăsi banca cu bani în buzunar, îi se întâmplă o mică neplăcere. Fu răpit de faimoșii briganți din catacombele Romei. Acum zace închis într-o hrubă întunecoasă, chinuit de foame și neliniște. Che cosa? Ce dorești? Ascultă, prietene. Mi se pare că ar fi timpul să mă ospătați și pe mine. Cum să nu? Excelenței voastre este cumva foame? Cumva e un mod încântător de exprimare. N-am mâncat de 24 de ore în cap. Da, mi-e foame. Și chiar mi-e o foame zdravă. Și excelența voastră vrea să mănânce? Numai decât dacă e cu putință. Nimic mai ușor. Ai să procură orice doriți, plătind, bineînțeles. E bine, servește-mi un pui, un pește, vânat, orice, numai să mănânc. Ce va dori excelența voastră? Să zicem un pui, nu-i așa? Da, un pui. Cu plăcere. Poftim, excelență. Poftim și un tacâm. Da, iertați-mă, excelență. Ce? Aici se plătește înainte de a mânca. S-ar putea ca la plecare să nu fiți mulțumit, știi, și... Aha, acum numai ca la Paris. Bine. Poftim. Un moment, excelență.
Excelența voastră mai îndatorează ceva. Ce mai poftești? Excelența voastră a dat un Ludovic ca cont. Un Ludovic ca cont pentru un pui? Fără îndoială ca cont. Haide, spune. Excelența voastră nu mai îndatorează decât 4.999 de ludovici. E foarte nostim. Excelență, aștept. Cum, nu glumești? Noi nu glumim niciodată, excelență. Vreau să mănânc! Vă e foame? Păi și bine. Și ce dorește excelența voastră să mănânce? O bucată de pâine uscată. Deoarece de pâine nu te poți apropia în beciurile astea furisite. Pâine? Poftim. Cât costă? 4.998 de ludovici. Tu, cum? 100.000 de franci o pâine? Da, 100.000 de franci. Dar pentru pâine cereai tot 100.000 de franci. Noi nu servim a la carte, ci cu preț fix. Fie că se mănâncă puțin, fie că se mănâncă mult, fie că se cer 10 feluri sau unul singur, prețul este același. Altă glumă. Scumpe prietene, îți declar că ceea ce spui e absurd, e stupid. Mărturisește mai bine că vrei să mor de foame și gata. Nu, excelență, dumneavoastră vreți să vă sinucideți. Plătiți și mâncați. Cu ce să plătesc animalule? Crezi că am 100.000 de franci în buzunar? Aveți 5.050.000 de franci, excelență. Ceea ce face 50 de pui a 100.000 de franci și o jumătate de pui a 50.000. Pune-mi că vrei să mă jumulești. E preferabil să recunoști decât să mă devorezi așa fâșie cu fâșie. Se poate ca acesta să fie planul stăpânului. Și cine e stăpânul? Cel la care a fost adus alaltă ieri. Și unde este el? Aici. Vreau să-l văd. Asta e simplu și nu costă nimic. M-ați chemat? Dumneata ești căpetenia persoanelor care m-au adus aici? Da, excelență. Ce dorești de la mine ca răscumpărare? Vorbește. Pur și simplu, cele 5.000.000 pe care le aveți la dumneavoastră. Domnule, n-am decât atât de lume și e restul unei averi imense. Dacă mi-o iei, i-am și viața. N-avem voie să vărsăm sângele dumneavoastră, excelență. Și cine? Cine nu vă dă voie? Cel căruia ne supunem. Așadar, vă supuneți cuiva? Da, unui șef. Credeam că dumneata ești șeful. Eu sunt șeful acestor oameni. Însă alt om e șeful meu. Și șeful acesta ți-a spus să mă tratezi astfel? Da. Ce urmărește oare? Nu știu. Punga mea se va slăi. Probabil. Dar când n-o să mai am bani ca să vă plătesc? Atunci veți flămânzi. Voi flămânzi. Probabil. Dar spui că nu vei să mă ucizi. Nu. Și vrei să mă las să mor de foame? Nu e același lucru. E bine, ticăloșilor! Vă voi dejuca socotelele infame! Ne tot una că mor! Prefer să-i sprăvesc pe tată! Chinuiește-mă! Ucide-mă! Dar semnătura mea n-ai s-o capeți! Cum veți vrea, excelent! Hotărârea lui Danglar de a nu-i scăli dură 2 zile, după care ceru de mâncare și oferi 1.000.000. I se servi un prânz splendid și i se luă 1.000.000. După 12 zile, într-o după-amiază când prânzise ca în zilele cele mai bune, făcu socoteala și constată că nu-i rămâneau decât 50.000 de franci. Se produse atunci în prânzul o schimbare ciudată. El, care cheltuise 5.000.000, hotărâ să încerce să salveze cele 50.000 de franci ce rămâneau. Din nou începu pentru el o viață de foame vecină cu leșinul.
În delirul său, se părea că îl vede o odaie sărăcăcioasă în care un bătrân agoniza pe patul de suferință. Bătrânul acela murea și el de foame. În a patra zi, nu mai era un om. Cu ultimele puteri, se târâ până la ușa zăbrelită. Dumneata, dumneata, nu ești om. Vrei să asasinezi un om care în fața lui Dumnezeu ți-e frate? Dar te căiești măcar. De ce să mă căiesc? De răul pe care l-ai făcut. Da, da, mă căiesc. Atunci mă căiesc. Te iert. Contele de Monte Cristo. Înșel. Nu sunt Contele de Monte Cristo. Dar cine ești? Sunt cel pe care l-ai vândut, l-ai trădat, l-ai dezonorat. Sunt cel pe care l-ai despărțit de logodnica sa. Sunt cel pe care l-ai pus la preț pentru a te ridica până la avere. Sunt cel pe care lui părinte l-ai strigat să moară de foame. Sunt cel care te condamnase să mor de foame și care totuși te iartă. Oh. Sunt Edmond Dantes. Dante. Ridică-te, îți cruți viața. Păstrează-ți ultimii bani. Și vezi, poate ești în stare să reîncepe viața cinstită. Luigi, ai grijă să conduci pe domnul bancher din nou la lumina soarelui. Parisul trăia un eveniment care era pe buzele tuturor. Se deschisese procesul tânărului criminal pus sub acuzare de necruțătorul procuror regal, domnul de Villefort. Cu toții erau siguri că această afacere va aduce o nouă faimă temutului om al justiției. Sala tribunalului geme de lume. Toți așteaptă clipa solemnă când în incintă va intra completul de judecată. Jandarmi, aduceți acuzatul. Acuzat, numele și pronumele dumitare. Iertați-mă, domnule președinte, dar văd că adoptați o ordine în întrebări pe care eu nu o pot accepta. Am pretenția că mie îmi revine rolul să justific mai târziu că sunt o excepție față de acuzații de rând. Vă rog, deci, să-mi îngăduiți a răspunde urmând o altă ordine. Vă asigur, totuși, că voi răspunde la toate întrebările dumneavoastră. Vârsta dumitare. Am 21 de ani. Sau mai bine zis, îi voi avea peste câteva zile. Deoarece sunt născut în noaptea de 27 spre 28 septembrie 1817. Unde ești născut? La hotel lângă Paris. De altfel, domnul procuror, vă putea furniza aceste date la fel de bine ca și mine. O, Dumnezeule, iarnă lucile, îmi pierd mințile. Fii fără grijă, domnul procuror își va dezvolta rechizitorul. Profesia dumitale. La început am fost falsificator, apoi hoț și de curând am devenit asasin. Și dumneavoastră sunteți indignat, nu-i așa, domnule procuror? Acuzat. Ești de acord acum să spui numele? Felul brutal cu care ți-ai enumerat crimele pe care le califici drept profesiune, orgoliul pe care îl manifesti pentru care curtea e îndreptățită să te blameze cu severitate, în numele moralii și respectului datorit umanității, toate acestea explică poate întârzierea dumitale în a spune numele. Vrei ca numele să reiasă din titlul care îl precede? E de neînchipuit, domnule președinte, cum ați citit în taina cugetului meu. Într-adevăr, în scopul acesta v-am rugat să intervertiți ordinea întrebărilor. Numele dumitare! Nu vi-l pot spune, deoarece nu-l cunosc. Îl știu însă pe al părintele meu și vi-l pot spune. Spune atunci numele părintelui dumitare. Tatăl meu e procuror regal. Procuror regal? Cum adică? Domnilor,
Ticăloșia acestui criminal depășește toate prevederile codului penal. Domnule președinte, vă rog să atrageți atenția acuzatului. Oare ce vreți să știți numele? Vi-l voi spune. Se numește Vilfort. Acuzat! Îți bagi joc de justiție și îndrăznești să dai concetățenilor dumitale spectacolul unui ticăloșii fără egal? Domnilor, să mă ferească Dumnezeu de a căuta să insult curtea și de a face în prezența onorabilii adunări un scandal inutil. Sunt întrebat ce vârstă am, o spun. Sunt întrebat unde m-am născut, răspund. Sunt întrebat cum mă cheamă, nu pot spune, deoarece părinții mei m-au părăsit. Pot spune însă nu numele meu, deoarece nu-l am, ci pe-al părintele meu. Repet, părintele meu se numește domnul de Vilfort și sunt gata să o dovedesc. Domnilor, vă datorez dovada și explicația cuvintelor mele. Dar ai declarat la instrucție că te numești Benedetto. Ai spus că ești orfan și că patria dumitale este Corsica. Am spus la instrucție ce mi-a convenit, căci nu voiam să se slăbească răsunetul solemn al cuvintelor mele. Acum vă repet, m-am născut la Otei în noaptea de 27 spre 28 septembrie 1817 și că sunt fiul domnului procuror regal de Vilfort. Vreți amănunte? Vi le voi da. M-am născut la primul etaj al casei cu numărul 28 din strada Fontaine, într-o cameră tapetată cu damasc roșu. Tata m-a luat în brațe, spunând mamei mele că am murit, m-a înfășurat într-un șervet cu inițialele H și N și m-a dus în grădină unde m-a îngropat de viu. Dar de unde cunoști toate amănuntele acestea? Vă voi spune, domnule președinte. În grădina în care tatăl meu m-a îngropat, se furișase în noaptea aceea un om care îl dușmănea de moarte și îl pândea de multă vreme pentru a săvârși o răzbunare corsicană. Omul stătea ascuns printre copaci. L-a văzut pe părintele meu îngropând un obiect în pământ și l-a izbit cu o lovitură de cuțit în timpul acestei operații. Apoi, închipuindu-și că obiectul era o comoară, l-a dezgropat și m-a găsit încă în viață. Omul m-a dus la azilul copiilor găsiți, unde am fost înscris sub numărul 57. Peste 3 luni, cumnata lui a venit la Paris să mă caute și m-a reclamat ca pe fiul ei și m-a luat. Iată cum, deși născut la Paris, am fost crescut în Corsica. Aș fi putut să fiu fericit la oamenii aceia cum se cade, care mă adorau. Dar firea mea pervertită a fost mai tare decât virtuțile pe care mama mea adoptivă încerca să mi le infiltreze în inimă. M-am născut în păcat și am ajuns la crimă. În sfârșit, într-o zi, când îl blestemam pe Dumnezeu că m-a făcut atât de rău și mi-a dat un destin atât de hidos, părintele meu adoptiv a venit la mine la închisoare și mi-a spus: nenorocitule, nu mai blestema, căci ai venit pe lume fără mânie. Crima a venit de la tatăl tău, nu de la tine. De la tatăl tău care te sortea iadului dacă mureai. Și cum o minune te-a adus la lumină, te-a sortit mizeriei. Din clipa aceea nu l-am mai blestemat pe Dumnezeu, ci pe părintele meu. Și de aceea am rostit aici cuvintele pe care mi le-ați reproșat, domnule președinte. De aceea am stârnit scandalul de care freamăt încă această adunare. Dacă am săvârșit o crimă în plus, pedepsiți-mă. Dar dacă v-am convins că din ziua nașterii mele destinul mi-a fost fatal, dureros, amar, jalnic, deplângeți-mă. Dar mama dumitale? Mama mă credea mort. Mama nu-i vinovată. N-am vrut să aflu numele mamei mele. Nu o cunosc. Aleșinată, doamnă! Scoteți-o din sală! E doamna baroană Langlar! Dovezile! Dovezile! Acuzat nu uita că țesătura aceasta de grozăvii are nevoie să fie susținută și prin dovezi! Dovezi? Vreți dovezi? Da! Ei bine, priviți-l pe domnul de Vilfort! Tată, mi se cer dovezi! Vrei să le dau? Nu, nu, e deprisos! Cum deprisos? Ce vreți să spuneți? Vreau să spun că m-aș spate zadarnic sub încleștarea mortală care mă strivește.
Mă aflu în mâna destinului răzbunător. Nu e nevoie de dovezi. Tot ce a spus acest tânăr e adevărat. E adevărat! A nebunit! Alergați după el! În casa contelui de Monte Cristo se făceau pregătiri febrile de plecare. Edmond, care, după câte am văzut, făcuse o mică plimbare până în Italia, se întorsese și dăduse poruncile necesare. Nu mai avea ce face în acest oraș pe care simțea că trebuie să-l părăsească cât mai repede. Fernand se sinucisese, Danglars era ruinat, Villefort își pierduse mințile. Dreptatea fusese făcută. Mercedes, care recunoscuse din prima clipă pe Edmond, părăsea și ea Parisul împreună cu fiul ei Albert, cu inima frântă de durere, între mormântul soțului ei și chipul celuia pe care îl îngropase prea curând și față de care se simțea atât de vinovată. Edmond plecă la Marsilia și, înainte de a se îmbarca pe corabia sa pentru o lungă călătorie în îndepărtata Asie, hotărâ să viziteze castelul If, care nu mai era de mulți ani închisoare și devenise muzeu. Șalupa vă așteaptă, domnule. Rămâi cu bine și nu-l uita niciodată pe nefericitul acela care între zidurile acestei închisori a învățat să cunoască oamenii, să prețuiască libertatea